gesturi nervoase, expresii puternice trasate cu forță, culori izbitoare, simboluri dintr-o lume și o perioadă cunoscute tuturor, se regăsesc pe pânzele lui Paul Hitter. Pot să spun că personific și sentimente sau idei. De multe ori folosesc oameni pe care îi cunosc ca să le personific, alte ori nu, alte ori pictez pur și simplu situații din viață și persoana respectivă. Nu pot să spun că am neapărat o regulă. Depinde ce simt în momentul acela. Mă conduc foarte mult după intuiție. Tablourile lui Paul Hitter sunt o reliefare a gândurilor sale, o retrăire a unei realități în cadrul căreia s-a integrat încă de copil. Personaje reale sau imaginare își trăiesc povestea într-un ciclu care pare să se repete neperturbat în spațiul balcanic. Sursele mele de inspirație sunt Balcanii în general, lumea, acum nici nu știu cum să spun, a țiganilor sau a romilor, mitologia din Balcani, cântecele din Balcani, lucrurile pe care le-am văzut și le-am trăit aici în Balcan și peste hotare. Deși influențele balcanice l-au definit de la bun început, din 2010 s-a vehiculat foarte articulat conceptul de expresionism balcanic, pe care l-a dus cu sine până în America. La plecarea am găsit-o în momentul în care am plecat din România. Odată cu trecerea timpului mi-a fost tot mai dor de țară. Eram integrat într-un sistem educațional vestic. Am observat cu neplăcere tendințele de acolo și am fost foarte... nu am fost plăcut impresionat. Și a fost cumva la început și o mișcare de frondă. Mi-am dat seama că avem un patrimoniu cultural foarte, foarte bogat în Balcan, care nu este exploatat, cel puțin în arta vizuală, în pictură, în deosebi, în fotografie, film, mai există încercări. Pot să spun că este o formă de defulare. Am avut norocul să lucrez cu domnul Zaica în copilărie și am făcut parte dintr-un experiment pe care dânsul face, experiment de creativitate. Pe durata a 3 ani am învățat să gândesc și să-mi adun ideile în cap și prima oară un tablou de-al meu este în mintea mea. Și la nivel spiritual, mai ales căutând un anume gen de idei care să exprime lucruri care mă deranjează pe mine sau care îmi plac din potrivă, da, este și la nivel spiritual o defulare. Frânturi de amintiri sau de imaginație pe care le-a purtat cu el oriunde l-au dus pașii, i-au oferit acel sentiment de confort, de regăsire, de identificare. Din păcate, am fost foarte trist să observ că eu practic am fugit din Germania, sătul fiind de toată cultura asta a nimicului vestică, și am fost foarte neplăcut surprins să ajung în România după 9 ani, și să văd că tinerii, în general, copiază deja în neștire și cu nesăbuință modelele vestice. Sunt unic și prin cromatică. Cred că atunci când pictezi sau când ești artist, lucrezi cu sufletul și trebuie să ai mare grijă de suflet. Idei sau teme, personaje sau povești, toate izvorâte din stilul de viață sau din folclorul balcanic, își găsesc o formă de reprezentare vizuală în lucrările lui Paul Hitter, însumate în cadrul curentului artistic pe care l-a inițiat și anume expresionismul balcanic. Este un mix între modele din Balcani etnice, culturale, idei, cântece, este un amestec total, filtrat, bineînțeles, prin creierul meu, expresionist balcanic, foarte impresionant.